Treaba ei, numai a ei. Sunt fericit, nu atâta pentru că poate să joace tenis din nou. Vom vedea. Vom vedea ce poate să facă. Credeți că mai poate la nivelul ăla? Pentru că toată lumea poate să tacă dracului din gură acum și să spună Halep e Halep, uite că nu a fost pedepsită, e pentru neglijență care n-a fost neglijența ei. Da, corect. Da. Lumea zice, așa, circulă această opinie pe care vă rog să o confirmați sau să o infirmați, că dumneavoastră sunteți unul dintre sfătuitorii, mentorii, apropiații lui Halep. Eu am acest privilegiu ca doamna Halep, domnișoara Halep, domnișoara îi spun tot timpul, din când în când să vină și să mă întrebe. Dar orice îi spun, tot face absolut de cap. Rar, rar m-a ascultat și din când în când, atunci când m-a ascultat, a făcut bingo. A făcut bingo, pentru că nu atâta că sunt deștept eu, nu știu ce, dar am 60 de ani de când sunt în sportul ăsta. S-a trecut până lumea dacă asta. Dacă vrei să întrebi de fotbal, îl aduc imediat pe Mircea Lucescu aici. Da, discutăm dacă imediat și de fotbal. De canotaj, hai să o luăm pe Lipă sau pe altcineva. Nu am pretenția asta. Deci, domnul Țireac, haideți să facem un rezumat ca să înțeleagă lumea. Acum, ce ați sfătuit eu dumneavoastră pe Halep să facă? Nu uitați că, iertați-mă, eu a pierdut sfătui, 10 eu luni. Eu să o ia cu revenirea foarte încet. Să ia cu revenirea foarte încet, că ea a uitat ce înseamnă 15 love, 30 all, game Halep sau game aia l-altă. O viață, un an jumate, e o viață întreagă. Aș sfătui eu, cu toate că se pare că s-a antrenat tot timpul, să se gândească, poate trebuie să înceapă numai cu zgură, pentru că mai e un singur turneu, Miami, pe hard. Da. Și e foarte... În turneul ăla sunt vreo 20 de fetițe între 18 și 21 de ani, de vreo 1,70 m și câtva, servesc aproape 200 la oră și noi, uită poloneza, uită kazaka, uită... Deci n-a sfătuit eu să se ducă la eu Miami. Eu nu pot să o sfătuiesc, să nu o sfătuiesc. Eu aș mai întreba ce ai face în locul ei. Eu asta aș face, m-aș duce și aș juca cel puțin 5 ore în fiecare zi pe zgură. Am înțeles. Și Roma... Din punct de vedere juridic, pe cine ați ataca? Acolo fiecare cu tehnicile ei, lor. Eu cunosc numai două nume în Statele Unite care au lucrat și pentru NBA și pentru NFL și pentru și contra și ăia sunt niște mari avocați care... E altă treabă. Ia, acolo i s-a întâmplat treaba, acolo trebuie judecată treaba și de acolo trebuie pornit. Dar, poate, ea zice, nu, domnule, vreau liniște, nu mai pot, după un an jumate, din ce am suferit eu. Și cel mai rău a suferit aici. Pentru că ea a fost atinsă aici. Ia, uite, drogata, ia, uite, nu știu ce. Nu. Alepi, cea care ne-a dat Wimbledonul. Și Roland Garrosul, dar Wimbledonul.